Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ultima ediție din acest an al emisiunii Talk Show Juridic. Gazdele emisiunii Talk Show Juridic, Petrică Sima, Angelica Jurca și Codruța Șuteu, au deosebită plăcere de a avea invitat în cadrul acestei emisiuni, în care ne-am regăsit în formulă completă, pe domnul decan al Barului Alba, domnul Mihai Baco. Bine ați venit, domnul Mihai! Bine l-am regăsit! Domnul Baco, statistic vorbind, anul acesta s-au elaborat 262 de legi. O fi multe, o fi puține, o să fac și o retrospectivă față de alți ani, o paralelă cu alți ani, dar să începem cu celebra lege Dragnea, așa cum este supranumită legea 1, promulgată, din câte știu, în 6 ianuarie, era prima lege și a avut un resunet major în țara noastră, eliminarea celor 102 taxe, în special acel timbru de mediu, după care unii au spus, domnule, urmează un colaps financiar ca urmare a adoptării și eliminării acestor taxe. Bineînțeles, noi trebuie să ne supunem legislației europene. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această lege și despre legile care au fost elaborate în general în acest an? Cred că am reușit în sfârșit să fim și noi primii în ceva în Europa. Cavalcada legilor care curg denotă că parlamentarii noștri muncesc și suntem într-o continuă schimbare legislativă, ceea ce pentru noi este groaznic, pentru că nu mai avem niciun fel de predictibilitate în nimic din ceea ce facem. Și va trebui să stăm tot timpul cu ochii pe internet sau pe celelalte surse de informare pentru a fi la zi cu legislația care este, încă o dată spun, într-o continuă schimbare și modificare. C-o fi bine, c-o fi rău, eu înclin mai mult spre rău. Pentru că nu pot să nu fac o paralelă între noi și cei de afară. Cei care sunt dincolo de granița noastră și unde legislația este mult, mult, mult mai stabilă. Acolo s-au făcut doar mici adaptări la condițiile actuale. N-au schimbat totul cum am schimbat noi. Că vorbim de cele 242 de legi, dar să dăm un pic și mai înapoi când am schimbat codurile. Când am făcut un dezastru în justiție și ne lăudăm că avem cele mai moderne și mai dinamice coduri. Condițiile în care numai codul de procedură penală, peste 100 și ceva de articole, texte de lege declarate neconstituționale, peste 85 de HP-uri. Despre ce discutăm? Discutăm despre un legislativ sau cei care creează legile care parcă sunt rupți de realitate. Parcă fac altceva decât ar trebui să facă. Spuneați de eliminarea taxei. Asta a fost eliminată ca urmare a faptului că Curtea Europeană de Justiție ne-a impus de atâtea ori să eliminăm. Dar acum am găsit și o altă găsență. La 1 ianuarie totuși vom plăti ceva. Nu vreau să pică, să fie mai mare într-un final taxele. Așa se pare că e mai mare și nu vreau să pic pe panta politicului. Dar dacă tot dai și nu mai pui, se gălește sacul. Și atunci unde vei ajunge? Vom ajunge să punem biruri pe alte lucruri care poate n-ar fi trebuit să existe, facem niște creșteri salariale în mediul bugetar care pe mine, cel puțin numai pe mine, pe multă lume sperie, pentru că spuneam într-o emisiune la Codruța că, uitați și la noi, în avocatură, este un fenomen invers care se petrece. Dacă în urmă cu 15-16 ani era exodul către avocatură, acum se pleacă din avocatură către mediul bugetar. Care este motivul? Pentru că acolo ai siguranța zilei de mâine. Nici nu-ți rup prea tare oasele. Lunar îți vine o stabilitate financiară. Ai o stabilitate financiară, nu ești stresat, dom'le, ai plecat la 8, la serviciu, la 4 ești acasă, nu te mai treabă nimeni de sănătate. Pe când avocatul trebuie să muncească, trebuie să creeze. A luat astăzi onorarul, s-ar putea să ducă acel proces un an, doi ani de zile cu un singur onorar. Până la urmă trebuie să ne adaptăm și noi și probabil vom impune și noi fie o taxă pe termen, fie... Nu știu dacă este bine așa, dar ceva se va întâmpla. Ceva se întâmplă pentru că mie nu mi se pare corect și firesc ca bugetarul, și vreau să fiu foarte bine înțeles, n-am nimic cu bugetarii, îi respect și îi estimez. Dar de aici și până a se petrece invers decât se petrece în orice lume reală și civilizată în care privatul este cel care este mai bine plătit. La noi se întâmplă invers.
bugetarul este cel care e mai bine plătit. Sau cel puțin cadrul legislativ să încurajeze privatul să creeze locuri de muncă, să-și dezvolte afacerea și în felul acesta să contribuie într-o mai mare măsură la bugetul de stat. Din păcate, cred că de multe ori legile sunt făcute de oameni care n-au nimic de a face cu legislația. O mai spuneam și o spun și acum, legile trebuie să fie făcute de profesioniștii dreptului, de cei care au făcut o facultate de științe juridice. Pentru că mă uit și cu acest sistem de trecere a taxelor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului. Cred că nimeni n-a făcut un exercițiu atunci când a creat această modalitate de impozitare, de plata impozitului. Că de fapt, persoana respectivă, ca să-și mai ia salul net pe care trebuia, care lua înainte sau lua până la 1 ianuarie când va intra în vigoare noua lege, va trebui mult crescut. Pentru că altfel nu poți să mai primești netul pe care îl primeai. E doar că într-un fel spui, doamne, sarcina impozitării a trecut din partea angajatorului în partea angajatului. Dar cel care se ocupă, de fapt, cu plata este tot angajatorul. Dar nu poți să-l poți pe fiecare angajat să meargă să-și plătească el la CAS-ul, casa de pensii, toate treburile astea. Pentru că este stoparea la sursă. Tot stoparea la sursă ajunge. Apropo de timbru de mediu, multă lume s-a bucurat, domnule, în sfârșit, uite, putem câștiga și noi prin proces restituirea taxei. Fie că au hotărât judecătorești, fie că au depus acum cereri pe calea administrativă, tot nu sunt soluționate. Deci statul practic ignoră și o hotărâre judecătorească. Deși e obligat să dea banii, până acum, din câte știu, nu s-a restituit nimănui. Într-adevăr, este amânat acest proces de restituire. Deci nu este o imixtiune aici a legislativului sau a executivului în puterea judecătorească? Eu aici zic că mai degrabă este și sarcina cetățeanului în momentul în care a dobândit o hotărâre judecătorească să o pună în executare chiar împotriva unei instituții publice. E adevărat că se creează un dezechilibru între prestațiile contribuabilului față de stat ca persoană juridică și prestația statului ca persoană juridică față de contribuabil, deși raporturile trebuie să fie echitabile. Dar e important și poate și din prisma noastră ca profesioniști ai dreptului să informăm că cetățenii au posibilitatea de a-și pune în executare hotărârile judecătorești definitive, inclusiv cele privind taxa auto, cel puțin până la ultima ordonanță care a amânat plata chiar și în ceea ce privește hotărârile judecătorești definitive, dar după părerea mea, cetățenii care își obțin în instanță satisfacerea drepturilor sunt favorizați față de cei care au așteptat facilitarea plății taxei auto. Iar inclusiv ultima practică a instanțelor în ceea ce privește cererile de restituire a taxei auto după intrarea în vigoare a ordonanței 52, sunt cereri care au fost admise tocmai pe considerentul că nevoia imediată de satisfacere a dreptului nu poate fi amânată de legiuitor. Părerea mea e că ne confruntăm cu o dezbatere între puterile statului și cetățean, o dezbatere care până la un punct s-ar putea să fie dezechilibrată, dar de la un punct dacă va continua și fiecare își va îndeplini rolul în mod corect, va crea un echilibru. Totul ține de, după părerea mea, de o mentalitate de satisfacere a unor nevoi publice, de exercitarea unor drepturi, de îndeplinirea unor obligații, care abia acum în România dobândesc tradiție. Având în vedere că noi am trecut prin o perioadă în care statul medieval a fost reglementat. Primele coduri aparțin până la urmă perioadei în care România a devenit monarhie și abia atunci s-a început reglementarea, iar de atunci până în prezent modificări structurale nu s-au făcut. Iar în România exercițiul democratic este doar de 20 de ani exercitat. Acest raport dintre drepturi și obligații și această dezbatere reală cu privire la necesități, obligații, premize, consecințe, care e extrem de vie în societatea românească, după părerea mea, va crea un progres. Sigur, cu această perioadă dificilă, bulversantă, mai ales pentru profesioniștii dreptului, dar, zic eu, sănătoasă pentru exercițiul democratic. Eu cred că ar trebui să vedem și statul cât de prietenos este cu cetățeanul. Pentru că va trebui să vedem, de fapt, cine în slujba cui este. Este cetățeanul în slujba statului sau ar trebui să fie statul în slujba cetățeanului?
Această chestiune de a trata cetățeanul, ca să mă exprim chiar și așa cum ar trebui, cu sictir, e incorrectă. Este specific statului român. Adică îmi iei taxa, eu încasez, chit că era o decizie ale Curții Europene de Justiție din care se statua clar că nu trebuie să plătim acea taxă, dar când trebuie să-mi restitui, îmi dai 5 ani ca să-mi restitui, ca să rămân să-mi cumpăr semințe, de fapt, din banii. Și atunci, statul, că de fapt de aici pornește gândirea pe care o are statul, mă rog, cu ghilimele de rigoare, statul, cei care conduc, păi statul ăsta nu poate exista dacă tu distrugi contribuabilul. Ai distrus contribuabilul, a murit statul. Statul nu produce nimica. Cel care produce este contribuabilul. Că este firmă, că este persoană fizică, el este cel care aduce banul la stat. Dacă tu, în loc să ai o legislație permisivă, să ajuți contribuabilul, îl blochezi din start, ai distrus statul. Și atunci o să vedem un stat care intră în faliment. Sunt mari probleme, am înțeles, la ora actuală, cu găsirea fondurilor pentru plata salariilor la bugetar, pentru plata pensiilor. Pentru că tot ei, nu mai pui nimic, faci cadouri, se termină și astea. Ori, aici cred că la noi este marea problemă. La modul în care se comportă statul și cu mediul de afaceri și cu cetățeanul, pentru că în loc să fie un prieten la mediul de afaceri... Și cu o conduită preventivă. Absolut. Nu faci decât să mergi la vânătoare. Ori dacă mergi tot timpul la vânătoare și aștepți greșeala cuiva, pentru că nimeni nu este albă ca zăpada. Toți greșim. Dar prevenția cam dispărut. Din contră este această vânătoare. Și uitați-vă câte organe de control sunt. Pleacă unii, vin alții. Nu apucă bieții administratorul de societăți să-și pună la rând hârtiile, că vin alții peste ei. Sunt mereu într-un stres. Discutam cu administratorul de societăți, doamne, nu mai știm ce să facem. Vine garda, pleacă antifrauda. Vine antifrauda, vine ANAF. Vine ITM-ul. Vine ITM-ul. Pleacă ITM-ul, vine Ministerul Mediului. Deci suntem într-un control total și tot timpul suntem... Deci chiar nu mai putem lucra. Discutam cu Codruța la un post de radio că de când a apărut antifrauda, în jur de, sper să nu greșesc, 300.000 de firme și-au închis activitatea în România. Să punem doar o singură persoană care ar fi lucrat acolo. Deja, care nu mai realizează care nu mai realizează venit. Nimic, nu mai aduce venit, nu mai plătește nimic. Sunt pierdări de venituri. Exact. Modalitatea asta de a fi atât de represivă, de a căuta nod în prapură, mi se pare total aiurea. Pentru că dacă noi nu lăsăm mediul, pentru că mai există și această chestiune, din păcate, manifestată și la nivel de popor, numai că când vezi un om de afaceri, deja ăla e un hoț. Așa e eticheta, domnule, dar dacă e om de afaceri, sigur fură. Dar dacă n-ar exista acel om de afaceri, n-ar mai exista statul. Pentru că cei care creează bugetul sunt cam puși la respect. Ar crește și numărul șomerilor? Care în ultimul an a scăzut. Ușor, dar a scăzut. Păi a scăzut la noi, din păcate. Știți care este marea problemă în România? Nu găsești forță de muncă. Da, forță de muncă calificată. Nici calificată, nici necalificată. Se pune și problema veniturilor, în sensul că oamenii încep să-și valorizeze corect muncă. Nu este așa, nu este așa. Eu am fost acum în Spania și am întâlnit România acolo, că de ce mai stați aici? Îți dă 700 de euro pe lună. Păi ca să mi se adună la pensie. Da, pentru contribuții. Am avut o societate care mă rugați, doamne, unde am putea face o firmă bună în județul Alba care să funcționeze? Mă zic că orașul care e un pic mai văduvit de orice, ia iudă. Ia, am făcut firma respectivă, au luat hală, au investit. Când să angajăm, nu aveam pe cine. N-aveau, da. Pentru că ieri mă plimbam pe bulevardul Transilvania și am văzut unde mergeam, erau afișe. Angajăm. Deci peste tot este. Gândiți-vă că totuși noi, o țară care face parte din Uniunea Europeană, să-ți plece 3 milioane jumate de oameni din țara ta și nu sunt nici sirieni, nici irachieni, nici de Ardena, sunt români, care migrează din România în altă parte. Bun, apare discuția asta, doamne, ce le oferim? Hai să mai punem și noi ce oferim. Pentru că eu nu pot să cred, mai ales acum de la 1 ianuarie, să au minim 1.900 de lei. Deci ne primim undeva la 400 ceva de euro pe lună. Aproape 500. Deci, și stai în Spania,
cu 700-800 de euro, în care plătești 200-300 de euro ca să stii, că sau mai mulți într-un apartament, plătești chirie. Mai plătești pe mâncare 200-250 și mai rămâi și tu cu 200-300 de euro în buzunar. Dar acum, media, dacă facem o comparație între venitul minim pe economie din România și venitul minim pe economie din marea majoritate a statelor europene dezvoltate, proporția e de dublu acolo. Iar nivelul de trai la noi, din păcate, e mai scump datorită unei creșteri nesănătoase a prețurilor pe area de consum. Deci s-ar putea ca de aici să apară acest dezechilibru pe piața forței de muncă. Uite-te la o altă chestiune la noi. În condițiile în care noi suntem producători de gaz, suntem producători de energie, de benzină, de tot. O importăm. Nu importăm, ci producem. Dar prețurile sunt competitive cu cele de afară. Avem benzină mai scumpă decât în Austria. Ne apropiem de Italia, care nu au niciun fel de resursă. Ba, pardon, Austria are acum. De când a luat petrolul, are resursă. Are resursă noastră. Să spunem că o importăm, adică, da. Deși sunt păi producători de singura țară din Europa care produce energie electrică pe țiței. Avem centrală electrică pe țiței, da. Și totuși... Și totuși, chiar dacă suntem producători, cum a spus și domnul Bacău, prețurile sunt la nivelul celor din Europa, pentru că sau în ceea ce privește prețurile, da, consum, trebuie să ne aliniem. Produsele de bază. Din păcate, de la combustibil până la produse alimentare. Eu aș vrea să nu ne îndepărtăm de această discuție, de această temă, fără să fac referire la faptul că s-a aprobat legea prevenției, care este o modificare legislativă binevenită, care tinde să oblige organul fiscal să schimbe conduita și modul de a gândi în momentul în care vine în control la contribuabil, în a nu sancționa greșelile inerente de funcționare pe care poate orice contribuabil le face în depunerea declarațiilor fiscale, o greșeală pe o factură, pe o chitanță, care sunt inerente și care înainte se sancționau, au drastic cu amenzi usturătoare, cu calcul de penalități care erau păguboase în condițiile în care contribuabilul era de bună credință și poate greșea pur și simplu din neatenție. Și din cauza că birocrația e foarte stufoasă la noi. Exact, e foarte stufoasă și nu este foarte greu să administrezi din punct de vedere fiscal orice tip de activitate. Aplicată această lege. Dar e un pas înainte, trebuie menționat. Noi avem legi foarte bune, dar nu sunt aplicate. Nu numai asta, nu este singura care nu e aplicată, dar eu chiar vreau să văd cum se va aplica. Pentru că de la vorbă la fapt este o cale lungă. Nu știu dacă mai mari țări vor renunța la acest sistem represiv în favoarea prevenției. Eu am serioase îndoieli. În condițiile în care... Deci vom recurge tot la intervenția justiției ca să obținem un avertisment. În condițiile în care direcțiile ANAF au plan de încasări, păi pe prevenție nu o să mai faci încasări. Dar ești obligat prin lege să o aplici. Deci e un progres. Cel puțin din punct de vedere legislativ. Bine, eu sunt încântată pentru că progresăm, nu regresăm, că ar fi putut să nu existe această lege și să se mențină în continuare atitudinea asta represivă și păgubitoare a organului fiscal față de contribuabil, care poate greșește fără intenție, dintr-o simplă neatenție, pe chestiuni uzuale. Nu pe chestiuni de fond, unde vorbim de o sustragere care sigur e păguboasă și e condamnabilă. Deci aici se reechilibrează concepția cu privire la rolul statului. Și această echitate în ceea ce privește drepturile și obligațiile cetățeanului față de stat și a statului față de cetățean. Evident, în continuare legile vin și eșalonează orice obligație a cetățeanului față de stat, fără să permită în aceleași condiții și eșalonarea obligației cetățeanului față de stat. Și aici este un dezechilibru. Este un dezechilibru. E un tratament incorrect, e o discriminare și o incorectitudine structurală ca mod de a gândi legislația în ceea ce privește o legislație care trebuie să se adreseze în sprijinul cetățeanului, nu în favoarea statului. Corect. Care este o entitate, un element figurativ. Fără să vreau, mă zâmbesc așa, dar și cu un gust amar, conștientizăm vreodată că puterea în stat, noi reprezentăm poporul. Conform Constituției, poporul e suveran. Nu edilii pe care am ales noi și i-am pus la vârf, conștientizăm că noi avem aur verde, aur negru, deci aur galben, aur negru, și totuși suntem codașii Europei. Suntem din Europa, din câte știu, pe locul 10 de la coadă, ca nivel de trai, de la coadă. Așa în față? Da, păi da, că mai sunt țările astea, noroc cu...
Bosnia, Herțegovina, Albania. Albania cred că ne-au depășit. Nu, acum, cel puțin din când am văzut eu statistic, da, nu se știe. S-ar putea. Și puțin autostrăzi, sigur ne-au văzut. Ucraina, iar se pare că e după noi, Bulgaria. Moldova, atunci dacă Moldova, spune, da. Moldova săraca, din câte știu, cred că e pe la coadă de tot. Dar... A, deci nu țări de Uniunea Europeană, țări din... O, din Europa. Europa, am înțeles. A, păi din Uniunea Europeană, ce să vorbim? Da. Suntem, cred, penultimii. Da. Dar trebuie odată să ne schimbăm mentalitatea și aici mă doare. Ne-am votat odată, băi, să avem maxim 300 de parlamentari. N-am nimic cu politicul, știi? Vorba aceea, n-am nimic cu tine, nu te poți suferi. Mare deși glumim. Oricum suntem la sfârșit de an, dragi telespectatori, și așa ne stă nouă bine românilor să mai facem și haz de necaz. Dar băi, trebuie să mai decimăm. Avem 588, parcă. Și au votat pensii. La fiecare mandat, parcă 1600 de lei să se adune la pensie. Acolo au fost toți prieteni. N-au mai fost opoziție și putere. Trebuie să fie unanimitate. Da. Când e vorba de drepturi. Acum urmează pachetul ăsta legislativ, iară, cu modificările codului, iarăși, codul penal. Chiar am spus înainte de emisiune, am citit o propunere a unui senator, că cei care au până la 3 ani pedeapsă de închisoare, se execute la domiciliu, o propunere, închisoarea. Cum era cel arest la domiciliu? Da. Cum este, de fapt? Nu este o noutate în materie legislativă în Europa. Instituția executării pedepsei la domiciliu există și în Italia se uzitează foarte des acest sistem. Adică, gândiți-vă la o chestiune, că apropo de cheltuielile pe care le face statul, un deținut costă 3.000 de lei pe lună. Eu am spus-o și o repet încă o dată, eu pentru cei care au comis infracțiuni economice și care și-au achitat prejudiciul creat statului, nici, sub nicio formă nu l-aș pedepsi cu pedepsa închisorii în regim de detenție. Correct. Acolo eu zic, cine ar trebui să stea sunt violatorii, criminalii, tâlharii, dar în condițiile în care tu ți-ai recuperat prejudiciul sau n-ai creat un prejudiciu statului, să execuți o pedepsă privativă de libertate, să distrugi o viață, nu mi se pare a fi corect. Pentru că, până la urmă, statul, care este interesul? Exceptând acea latură educativă a pedepsei. Păi dacă eu am furat de la statul român și am creat o pagubă și dacă statul român, cel mai important lucru este să-și recupereze acea pagubă, în opinia mea. Iar dacă ai recuperat-o, dă-i o pedepsă, dar nu cu executarea în regim de detenție, dă-i suspensivă. Așa mi se pare a fi cel mai corect. În felul ăsta îl și ajut să recupereze prejudicul. Absolut. Uitați-vă, vorbim de nume celebre în Spania. Messi, Ronaldo, evaziune fiscală. Și-au plătit sumele de bani care le erau imputate. Au fost lăsat să câștige în continuare, absolut, poate chiar mai mult, absolut, ca să alimenteze corect bugetul. Nici măcar nici nu au mai făcut dosar penal. Și-au plătit banii. Știți că până se modifica legea cu evaziunea fiscală, exista un prag până la care dacă plăteai, se încheia dosarul penal. Nu știu de ce a fost scos acel prag. Și era utilă. Era utilă și pentru asigurarea recuperării pagubei și pentru conștientizarea cetățeanului că a greșit și pe viitor să nu mai facă. Adică, și lăsați să producă în continuare. Și deci nu cheltuiam cu el. Evident. Cu cetățeanul. Deci nu produceam un prejudiciu în plus. Că s-a ajuns și aici sunt de aceeași părere, s-a ajuns la situația nefirească în care statul consumă bani cu un evazionist, dar nu recuperează prejudiciul, ceea ce până la urmă este o dublă pierdere față de stat, iar cetățeanul respectiv, dacă învață sau nu învață ceva din privarea de libertate, contează mai puțin. Dacă privești din punct de vedere uman, poate viața respectivă a fost distrusă. Dacă privești din punct de vedere bugetar, e o dublă pierdere. Absolut, absolut. Și aici aș face și referire la noile prevederi ale codului penal, care modifică prin acel concept de justiție restaurativă viziunea despre rolul pedepsei. În sensul că s-au introdus acele pedepse privind amânarea aplicării pedepsei
sau neaplicarea pedepsei sau renunțarea la urmărire penală acolo în situațiile în care judecătorul respectiv, procurorul, constată că prejudiciul adus interesului public nu este foarte mare și că există condiții și șanse foarte mari din partea suspectului, inculpatului, de a își revizui conduita. Deci se dă o a doua șansă omului care a greșit, ceea ce până la urmă este uman. Vezi că până la urmă, eu de pildă dezavuiesc faptul că a fost noul cod penal, nu este prevăzută fostul 18 nici 1. Fapta nu prezintă pericol social unei infracțiuni. Da, sunt două categorii de aplicare ale pedepsei oarecum similare. Nu prea, pentru că oarecum de pildă, similare. De pildă, citisem, era un la Galați parcă, cineva care a fost condamnat la pedeapsa închisorii, bine, era într-o recidivă post-condamnatorie, pentru o evaziune fiscală de 1200 de lei. Cu executare. Cu executare. N-am mai vorbit de acel... Deci, el, de fapt, ce făcuse? Nu înregistrase un contract sau înregistrase un contract, nu știu cum, de închiriere. Da. Cam la asta era discuția. Dar prejudiciul era chiar mai mic. 180 de lei, pardon. O sumă foarte mică. 180 de lei prejudiciu. Da, enorm. Dar fiind într-o... A fost comisă în perioada, perioada de încercare, suspendare, i s-a revocat suspendare și cu detenție. Da. În condițiile în care, dacă procurorul avea la îndemână, sau judecătorul, la îndemână acest 18 nici 1, putea să aplice 18 nici 1, pentru 180 de lei, prejudiciu... Încadrezi la... Da. Care poate fi o greșeală neintenționată. Acolo era o situație în care a omis. Da. Că până la urmă a înregistrat contract, dar nu la data la care a încheiat raportul contractual. Da. Într-adevăr, aici o situație de dezechilibru în care legiuitorul n-a prevăzut că cetățeanul poate greși și este disproporționat condamnat. Îți păruți acțiune cu caracter administrativ. Asta e chestiunea. Bine, acum te referi la acele instituții cu renunțare la urmărire. Da, mi se pare foarte utilă pentru cetățean, în sensul că procurorul trebuie să aprecieze. Este foarte important, cum a spus și domnul Bacol la început, legile le avem, cadrul instituțional există, este foarte important să le și aplicăm, adică să le dăm forța necesară ca prevederile și modificările care sunt benefice atât pentru cetățean cât și pentru stat, într-adevăr să fie aplicate. Și aici cred că intervine înțelepciunea judecătorului, a procurorului, să uziteze de instrumentele care legea le pune în mână pentru a ușura situația. Să le ceară. Corect. Și cred că foarte mult contează să mai știm să și interpretăm legea și în spiritul legii. Nu numai cel litera, mai important. Pentru că dacă mergem doar în literă, transformăm dreptul într-o știință exactă și azi, mâine, în loc de judecători și avocați sau procuror să fie numai calculatoare, introduci datele și calculatorul să dea sentința. Da, senzația asta de uniformizare în materie de soluții și oarecum de robotizare a judecătorului care nu mai încearcă să afle adevărul și să conștientizeze consecința unei soluții asupra vieții oamenilor, o constată și să individualizeze pe pedeapsa în mod corect. Și aplică foarte mecanic legea. Absolut. Păi uitați-vă ca și condiții de admisibilitate, admiterea. Se face pe teste grilă. Facultatea au fost pe teste grilă. Aici nu e matematică, deci 2 cu 2 fac 4. Nu, e vorba de vieți, de contextul în care o viață decurge, o familie, o trebuie să ai profesie. Altceva. E altceva. Eu când le-am spus la cei de afară, doamne, uite, la noi totul este pe grilă, s-au crucit. Și când a fost asta primăvară domnul Pierluigi de Losu, procuror general din Italia, și au zis că la noi admiterea în profesie se face pe bază de test grilă, a rămas șocat. Cum adică, mă, frate, să ai puțin voia să fac matematică din drept? Și asta nu numai în Italia. Deci niciunde în Europa nu se face această tehnicizare excesivă. E drept că e mult mai ușor și pentru profesori și pentru cei care sunt în comisiile de admitere, pui grila și x-ulești. Până la urmă, cred că mesajul care se transmite este că se rigidizează într-un fel modalitatea de aplicare a dreptului, a legii. Și există o inerție a judecătorilor și procurorilor în aplicarea ei, ceea ce e dăunătoare. Acum, era o discuție care a fost prima profesie în lume. S-au adunat juriști, medici, ingineri, toți. Și toți au picat de acord că lumea a fost creată dintr-un haos. Și atunci, inginerii de noi care suntem atât de exact și atât de bine ancorați, noi am creat lumea. La care a venit juristul, nu, zice, domnule, dacă e haos, haosul l-au creat juriștii. Pentru că, bun, cu ghilimele de rigoare, totuși unde sunt doi juriști, sunt trei păreri deja. Deci aici e o discuție, este o interpretare a unui text de lege. Nu ești rigid, ancorat într-un text de lege pe care nu poți, mai ales legislația nouă care îți dă apă la gârlă ca să poți să faci interpretări cum vrei fiecare. De asta,
Apropo de noile coduri, păi după vreo 160 de ani de existența vechilor coduri civile și de codul de procedură civilă, n-aveam o practică unitară. Apoi acum, când vom avea? Când fiecare instanță interpretează cum vrea. Pentru că n-ai. Iar Casația, în alta curte de Casație, care ar avea rolul principal de armonizare și de crearea unei practici unitare, nici acum nu găsești practica unitară. Am avut cazuri în care aceleași părți, cauze similare, dar similare, judecate de două instanțe, soluții diferite. Da, mă, și eu m-am confruntat cu situația asta nefirească, pe spețe absolut similare, aproape identice. Din păcate, domnul Bacu este nevoit să ne părăsească. Mi-a spus înainte de emisiune că nu poate să stea până la sfârșitul acestei emisiuni. Are probleme mai importante de rezolvat. Acum, ca o încheiere, domnul Bacu, ce le urați dumneavoastră justițiabililor și justițiarilor? Eu le urez să aibă parte de multe, multe bucurii, fericire, sănătate și stabilitate, pentru că instabilitatea legislativă va duce și la instabilitate economică. Să dea bună Dumnezeu. Acum am rămas doar cu colegele. Ce părere aveți voi, colegele, despre noile propuneri legislative referitoare la codul penal, codul de procedură penală sau, dacă vreți, legile care au fost deja elaborate, care vă este pe plac, care vă deranjează din punct de vedere juridic, bineînțeles, dar nu ca o codruță. Eu cred că orice modificare aduce în primul pas pe care îl facem un disconfort, pentru că trebuie să ne adaptăm noilor reglementări. Ori din punctul acesta de vedere, orice schimbare cred că este primită de oameni cu oarecare reticență. Până la urmă, cred că în practică se vor dovedi parte din modificările care se doresc a fi aduse benefice, parte din ele probabil mai puțin benefice. Fie din cauză că birocrația va deveni mai stufoasă, fie din cauză că va fi aplicată legea, în practică se va dovedi că legea respectivă sau modificarea are oarecare lacune care trebuie remediate. Ce zici de pragul ăla ce vor de 200.000 de euro pentru abuz un serviciu? Adică numai peste 200.000 de euro să fie considerată, infracțiune. Mi se pare o modificare binevenită. Și aici nu înseamnă că noi, ca și practicieni în drept, am încurajat în vreun fel evaziunea fiscală sau faptele prin care se aduce prejudiciu statului, nici de cum, ci sunt în același acord cu domnul Baco când a susținut că cel mai important în situația în care se produce un prejudiciu, fie că vorbim despre un prejudiciu produs în sarcina statului, fie că vorbim de un prejudiciu produs în sarcina unei persoane fizice sau juridice private, scopul este recuperarea acestui prejudiciu. Aici e problema. De aia se spune, domnule, zice, oare de ce numai peste 200.000, oare nu cineva din politicieni, exact, și știm aceasta noi cine este interesat, care dosare penală, care prejudiciu până în 200.000 de euro, corect, și nu are o condamnare și teamă să nu facă cu executare? Eu cred că totuși această modalitate de interpretare este trunchiată, este oarecum folosită pentru manipularea maselor, deci se scoate în evidență, interpretând doar parțial textul de lege, o anumită atitudine indusă publicului care, nefiind specialist în drept, nu știe să interpreteze o normă de drept raportată la toate celelalte dispoziții legale din domeniu și atunci imediat oamenii se simt atacați cu ghilimelele de rigoare de către clasa politică, spunând că toți cei care ajung la guvernare nu doresc decât să se îmbogățească și să fure cât mai mult de pe spinarea noastră, a celor care de fapt i-am ales. Ori, până la urmă, scopul trebuie să avem în vedere și faptul că în România închisorile sunt suprapopulate. Faptul că condițiile din închisori sunt sub limita decenței umane, adică 2 ani petrecuți în închisoare provoacă boli, provoacă oamenii care petrec timp în închisoare, la finalul executării pedepsei, pe lângă faptul că sunt excluși din punct de vedere social, se confruntă și cu probleme de sănătate. La fel și în spital.
Mergi cu o boală și ești cu alte 10 sau nu mai ești, din păcate, viu. Da. Deci, eu aș spune să privim cu mai multă îngăduință modificările legislative. Toate modificările legislative care se aduc, indiferent că sunt luate de către un anumit partid sau de un altul, în general vizează dinamismul și modificările care au loc la nivel de societate. Și întotdeauna modificările încearcă să țină pasul cu aceste schimbări la nivel social și politic, economic, financiar, că până la urmă se întrepătrund, și scopul lor este unul benefic. Depinde de noi cum aplicăm aceste modificări. Deci trebuie să facem aplicarea legii cu bună credință și în spiritul ei. Deci trebuie să urmărim esența unei legi, esența unei norme. Și să ne orientăm înspre sprijinirea cetățeanului, înspre spiritul de prevenție al statului. Deci, așa cum a remarcat și Angelica mai devreme, scopul nostru este să colaborăm cetățenii împreună cu statul, pentru ca împreună să facem ca lucrurile să meargă mai bine. Statul trebuie să fie prietenos față de cetățean, iar cetățeanul la rândul lui trebuie să manifeste și el respect față de stat și, până la urmă, obligațiile pe care le avem. Tot asta zic eu. Statul e compus din noi cetățeni. Corect. Și noi trebuie să ne schimbăm percepția. Și am spus-o de nenumărate ori. Cât timp noi vedem gunoaie la propriu aruncate pe străzi, nu o să ne schimbăm. Da. Aici trebuie să fim mai altruiști. Românii e un popor extrem de deștept. Dar, din păcate, Cam cărcotaș, cam egoist. Politicianul în general are un singur slogan: să ne ajutăm unii pe mine. Și de asta dau legile cum se dau. Tu ce zici, Angelica? Ce lege ți-a tras așa cu... Eu sunt un pic mai optimistă și percep toate aceste modificări, inclusiv schimbările, ca fiind benefice. Consider că această dezbatere și chiar dacă contondentă și această opoziție a cetățeanului față de abuzul statului, reacția statului de conservare a unui statu quo și modificările legislative sunt benefice. Vă dau un exemplu, legea prevenției. S-a spus, nu știm, se va adopta, s-a adoptat, urma să fie publicată la sfârșitul lunii noiembrie, nu știm dacă se aplică. Pot veni cu un exemplu personal. Am obținut în instanță recuperarea unei sume percepută nejustificat de către organul fiscal, spre deosebire de alți ani în care m-am confruntat cu o opoziție și cu o agresivitate în plata unor sume prevăzute de niște hotărâri judecătorești. Anul acesta, de exemplu, m-am confruntat cu situația foarte plăcută, chiar acum înainte de sărbători, ca în 3 zile statul să plătească o sumă câștigată în instanță și percepută necorespunzător potrivit legii. Deci statul începe să înțeleagă că relația cu cetățeanul trebuie să fie directă, prietenoasă, corectă. E un progres. De asta nu aș vrea să plecăm de la premiza că mentalitățile nu se pot schimba, că oamenii nu pot înțelege că rolul lor, rolul instituțiilor statului de control este unul represiv și că legea nu se poate aplica. Depinde de fiecare dintre noi. Pe de altă parte, aș mai remarca dacă această prietenie a statului a venit din proprie inițiativă sau ca urmare a faptului că ai fost nevoită să intentezi acțiuni în justiție și să obții niște hotărâri. Da, deci prietenia a venit după ce am obținut hotărâri judecătorească favorabile, dar față de acum 3 ani, când într-o situație similară am obținut o hotărâre judecătorească favorabilă și a trebuit să recurg la măsuri de coerciție neplăcute, recunosc pentru mine, cu opoziție la măsuri de coerciție. De data aceasta am primit un telefon elegant: vă rog să veniți, sigur, plătim în 3 zile. Nici eu n-am crezut că vor plăti în 3 zile. Au plătit în 3 zile. Deci este un progres. Da, trebuie. Deci față de acum 3 ani, când eram într-o situație similară și am câștigat în instanță și mi s-a spus că mențiunea din conținutul hotărârii judecătorești privind caracterul executorii al obligației este o eroare materială, citez. Acum abordările au fost diferite. Deci se progresează. Totuși, țin minte că am avut discuția pe această temă și la momentul respectiv am discutat despre faptul că există un soft
în calculatoarele finanțelor, care de fapt acel soft are o eroare de proiectare și calculează într-un fel sumele încât la final de trimestru sau când se fac regularizările, întotdeauna trebuie să plătim în plus, deși, din câte știm noi, întotdeauna suntem la zero, adică achităm toate datoriile și după regularizare întotdeauna vin sume în plus de plată. Totul pleacă de la introducerea corectă a datelor. Ceea ce este, aceasta este atributul funcționarului. Este atributul funcționarului. Iar în momentul în care există obligație, ea trebuie să apară conținută într-o decizie de impunere, comunicată în timp util pentru a fi verificată de contribuabil, pentru a-i se verifica legalitatea, corectitudinea perceperii, inclusiv din perspectiva calculului matematic. Nu este normal, e adevărat, nu este normal ca cetățean să fii tot timpul în postura de jurist și să verifici legalitatea și conformitatea din punct de vedere al capacității de percepere a actului administrativ. Dar, dacă ești diligent, până la urmă se progresează. E sigur un disconfort, dar faptul că apar legi de tipul legea prevenției, care obligă organul fiscal să nu mai aplice sancțiuni, e un pas înainte. Sigur, toate aceste modificări care pleacă de la mentalitatea fiecărui cetățean până la capacitatea legiuitorului de a înțelege că legea se face în favoarea cetățeanului, nu în favoarea statului sau în detrimentul statului, reechilibrarea raporturilor dintre stat și cetățean și percepția despre rolul statului, sunt schimbări care se produc în timp. Și probabil pentru fiecare dintre noi orice schimbare trebuie înțeleasă, acceptată, aplicată. Și asta necesită timp și convulsii. Dar eu zic că se produc modificări pozitive. Există un pachet legislativ care începe să umanizeze statul în relația cu cetățeanul, să-l transforme în partener. Evident că acest echilibru nu e perfect. Dar nu putem critica legea. Asta este părerea mea, nu putem critica legea. Ci trebuie să o aplicăm, da. Deci aici e rolul și poate un mic defect al nostru ca cetățeni de a critica tot timpul legea înainte de a o aplica. Eu aș spune să evaluăm impactul acelei legi. Impactul legislativ se produce în timp. Dar trebuie să avem mentalitatea și înțelepciunea și socială, răbdarea democratică, de a înțelege că legile, imperfecte pentru că sunt făcute de oameni așa cum sunt ele, trebuie să întâi aplicate. Evident, ele trebuie să fie clare, să fie echitabile și ușor de înțeles pentru fiecare cetățean. Dar ele trebuie aplicate. După ce se aplică, la o unitate de timp, trebuie făcută o evaluare. Sunt instituții publice care sunt plătite din fonduri publice, respectiv din munca fiecărui cetățean al României, plătitor de taxe și impozite, să facă și aceste evaluări. Și o evaluare cu rezultat negativ trebuie să necesite o schimbare legislativă care să fie eficientă, făcută în timp util. Adică, să nu trebuiască să constate Curtea Constituțională corect. Că nu știu câte texte de lege sunt neconstituționale și să aibă nevoie Parlamentul de ani de zile ca să acordeze legislația cu prevederile Constituției, care este legea de bază a societății românești. Dar este foarte important ca acel raport să stabilească și să identifice problema și să găsească imediat soluția, astfel încât modificarea legislativă care se va face în urma raportului să fie una eficientă. Da, și ajungem aici la o temă foarte importantă de dezbatere în societatea românească, răspunderea. Răspunderea fiecăruia dintre noi pentru ceea ce facem, care este un raport intrinsec, un raport cu noi înșine. Toți avem drepturi și obligații și fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți că pe lângă drepturi avem și obligații și responsabilitate pentru ceea ce facem, să facem bine, să facem conform cu legea, să fim pozitivi, să încercăm să construim. Și atunci dacă gândim pozitiv și suntem responsabili noi cu noi în tot ceea ce facem, de la calitatea noastră de salariați, de profesioniști în cadrul unor profesii independente, de autoritate publică sau de simplu cetățean care se duce și duce gunoiul la pubelă, aruncă coaja de banană în primul coș liber, nu la întâmplare, chiar dacă poate o ține în buzunar până să o arunce sau în mașină, la obligația și convingerea noastră că dacă plătim taxele și impozite, trebuie să beneficiem de un serviciu medical de calitate, de un serviciu administrativ de calitate,
adică de o atitudine prietenoasă și deschisă a funcționarului public în relația cu noi când avem o nevoie. Da? Că asta înseamnă statul, să satisfacă și să te și mulțumească, dar să-ți satisfacă și nevoi. Sunt momente de dificultate în care intervine statul, te protejează, te ajută, te sprijină să te dezvolți, să-ți rezolvi o problemă de sănătate, o problemă de dificultate financiară. Toate astea sunt legi care, dacă aplicate corect, duc la îmbunătățirea vieții noastre cu condiția ca fiecare dintre noi să fim responsabili. Nu ne putem nega responsabilitatea. Până acum sună frumos ce a zis voi, colegilor. Da, sunt legi care trebuie aplicate, dar unele sunt criticabile, unele consider inutile, unele într-adevăr binevenite, dar ignorate de alții. Păi, atâta timp cât, de exemplu, judecătorii și-au câștigat niște drepturi salariale în instanță, au cerut banii, statul i-a ignorat, dacă pe judecători. Atâta timp cât CSM-ul dă aviz nefavorabil modificărilor ce țin de legea lor, legea magistraților, legea CSM-ului, au fost ignorați. Ce vorbim? Păi... Ce vrei tu să spui este o imixtiune care are loc la nivelul țării noastre între cele trei puteri, legislativă, judecătorească și executivă. Și într-adevăr este o imixtiune, cred că organele parțial intenționat, parțial din necunoașterea foarte bine a atribuțiilor care le revin sau din dorința de a-și asigura un oarecare control asupra ceea ce se întâmplă, într-adevăr asistăm la o imixtiune a puterilor. Trebuie să spunem odată lucrurilor pe față. Ia dați voi timpul înapoi, după 90, după așa zisa revoluție, eu tot timpul folosesc cu ghilimele sintagma de revoluție. Când am conștientizat că am înlocuit comuniștii cu alți comuniști, să mă ierte cei care se simt lezați, dar asta e percepția mea. Au fost chemați minerii, li s-au mulțumit de un anumit politician, care stă bine, mersi. Când au fost alegerile 92 și au venit liberari, au venit oameni din afară, cu altă gândire, european, occidental, deci nu al de Rațiu, al de Coposu, al de Câmpian. Nu, n-am vrut. A vrut să intre regele, Dumnezeu să-i odihnească sufletul, nu l-am primit. E, acum am știut să-l deplângem și am conștientizat ce am pierdut. Păi, trebuie să ne schimbăm o dată pentru totdeauna. Deci noi suntem printre bogații Europei ca și resurse. Corect. Avem niște și ca și progresă și rezultate anul ăsta. Băi, fraților, hai mă să identificăm potențialii, manageri, ingineri, oameni care poate să schimbe ceva. Hai să investim. Le dăm bani, mă, ne împrumutăm de la Banca Mondială, ne retehnologizăm fabricile. Pentru că s-au închis. Mai degrabă, să nu mai... Vrând nevrând trebuie să aducă în amintirea oamenilor. De la Roșia Montană, întreprinderea Roșia Min, de prelucrare aurului, s-a închis. Ce alte fabrici? Deci noi avem resurse, dar nu avem cu ce să le exploatăm. Păi de mă să ne împrumutăm, să exploatăm noi resursele alea, să nu lăsăm să ne vindem fabricile la stream pe preț de nimic. Dar întrebarea mea este dacă oare toate aceste lucruri sunt întâmplătoare sau nu. Păi pentru că noi am fost o țară care... Am produs, ne-am susținut singuri și am ajuns în acel punct în care am și avut posibilitatea financiară să ajutăm alte țări. Deci, ca și resurse, într-adevăr, avem. Dar nu știu în ce măsură interesul este ca noi să fim independenți ca și țară. Ori am fost văzuți și suntem considerați și tratați ca o piață de desfacere. Suntem un popor aservit, din păcate. Aici trebuie să luăm atitudine. Știi, dar aici, într-adevăr, ajungem la discernământul și înțelepciunea celor care ne conduc și care ar trebui să ia acele decizii care sunt în favoarea statului român. Deci, totuși, să nu ne pierdem naționalitatea și individualitatea. Suntem, într-adevăr, parte a Uniunii Europene. Este un avantaj faptul că, fiind mai multe state într-o singură Uniune, ideea este ca fiecare stat să vină cu
un aspect favorabil și puternic pe care țara respectivă poate să-l susțină, dar nu să mergem până acolo încât să ne desființăm pe noi ca și popor, ca și individualitate, ca și țară, doar ca să satisfacem niște nevoi străine de nevoile noastre. Și aici este foarte important ca cei care ne conduc și cei pe care îi alegem să aibă coloană vertebrală și tăria și să-și cunoască foarte bine și atribuțiile și rolul pe care îl au în virtutea funcției pe care o ocupă, să ia acele decizii care sunt sănătoase pentru poporul român. Aici eu zic că până la urmă este un proces de negociere între o autoritate publică și o entitate privată, pentru că în toate situațiile au fost și în cadrul situația Roșia Montană și încercește exploatarea altor minereuri sau a unor resurse foarte importante care se regăsesc inclusiv în subsolul județului Alba, e o problemă de management. Dacă o societate privată externă României, da, capital străin, vine și își asumă prin resursă proprie, inclusiv logistică, să exploateze o bogăție naturală, trebuie noi, înainte de a o licita și a o acorda societății străine, să căutăm noi resurse pentru a o exploata. Eu vorbeam de întreprinderea de stat, de Roșia Min, nu de acea societate. Nu, eu vorbesc la modul general, pentru că problema n-a fost numai cu aurul de la Roșia Montană. Eu am dat un exemplu de județ. Problema gazelor de șist, deci au fost mai multe situații și mai multe dezbateri vis-a-vis de capacitatea noastră de a ne administra propriile bogății, pentru că suntem o țară bogată din punct de vedere natural și suntem o țară competitivă, pentru că uite, avem o creștere economică cea mai mare din Europa și una dintre cele mai mari din lume, ceea ce înseamnă că avem o economie performantă care are capacitatea de a se dezvolta. Problema este cum stimulăm noi această capacitate. Și atunci ne întoarcem iar la rolul statului. Dacă înainte statul era centralizator și totul, inclusiv managementul și bugetul, venea de la nivel național, între timp s-a produs regionalizarea, a crescut autonomia autorităților locale, inclusiv prin partiția bugetului către consiliile locale, respectiv consiliile județene, care permit o dezvoltare locală și o decongestionare a autorității publice, a actului de decizie. Toate astea sunt benefice. Trebuie să mai intervină și spiritul ăla naționalist al guvernanților, exact, care să vină cu legi, da, care să discrimineze străinul de român, da, să-i confere privilegii românului în raport cu străinul. Alte state o fac. Alte state o fac, o face Italia, o face Spania, o face Franța, o face Ungaria. O modalitate pe diferite domenii, chiar mai agresivă, exact, dar protecționistă, da, între cetățeanul lui și un cetățean străin, îl protejează pe cetățeanul lui, de la ocuparea unui loc de muncă până la aplicarea unei clauze într-un contract de credit bancar. Deci statul vine sau utilizarea, că am avut celebra lege prin care exista obligația supermarketilor să promoveze produsele românești. Și uite că a crescut interesul și capacitatea și preocuparea cetățeanului român pentru a consuma produse naționale, care, sigur, înseamnă creșterea forței de muncă, înseamnă productivitatea unei societăți capital românesc și un român care investește în România și dezvoltă afacere prosperă, vrea să rămână aici, nu se duce, nu-și mută afacerea cu totul în momentul în care forța de muncă îi convine în Serbia, în Cehia sau apropo în alt stat. Apropo de ce spus, atitudinea aceasta protecționistă față de cetățeanul român, am dezbătut noi la o emisiune anterioară legea dării în plată, care, așa cum am discutat anterior, trebuie să interpretăm legea în spiritul ei. A fost o lege bună, a fost o măsură binevenită ca și idee, dorea să fie ajutat cetățeanul care a realizat un împrumut bancar și care a ajuns în acel punct financiar în care nu-și mai permite să ramburseze creditul. Ce s-a întâmplat? Au explodat toate băncile, care de fapt toate veniturile sunt externalizate, spunând că de fapt această lege este neconstituțională sau că este împotriva intereselor lor, și s-a denaturat scopul și ideea și rolul care au fost avute în vedere la emiterea acestei legi. Pentru că băncile și-au apărat veniturile, exact, și privilegiile, și caracterul contractului de adeziune. Și ceva de la adoptarea acestei legi, în care foarte, foarte greu mai cetățeanul care
nu-și mai permite să-și ramburseze creditul, într-adevăr îi este admisă cererea de dare în plată. Pentru că urmarea acestor atitudini de forță a băncilor, a venit legiuitorul și a modificat legea în sensul că a introdus foarte multe criterii restrictive în funcție de care cetățeanul mai poate să uzeze de această dare în plată. Bine, Curtea Constituțională a intervenit și, da, într-adevăr, aici poate am o opinie personală. Sunt de părere că legea ar fi trebuit să fie lăsată așa cum a fost adoptată de Parlament, deoarece rațiunea pentru care a fost promovată această lege a fost o rațiune corectă. Cu raportare la ajutorare acelui care nu mai poate să plătească. Dobânzile, taxele adiacente, devalorizarea a fost foarte mare, împovărătoare pentru cetățean. Dobânda pentru un credit bancar este cea mai mare din Europa. În condițiile în care nu nivelul de trai din România este cel mai mare ridicat din Europa. Deci aici se produce un dezechilibru. Trebuie să se aibă în vedere posibilitățile cetățenilor și absolut toate măsurile care se iau să fie adaptate și personalizate în funcție de realitățile acestei țări. Este adevărat că trebuie să ne raportăm în permanență la țările mai dezvoltate din cadrul Uniunii Europene, dar acele modificări pe care noi le importăm și le facem și la nivel de legislație, și la nivel social, și la nivel fiscal, trebuie să fie personalizate în funcție de realitățile țării. Da, aici sunt de acord cu Codruța, în sensul că dobânzile în alte statele Uniunii Europene sunt aproape jumătate față de dobânzile care se practică, de exemplu, la creditele ipotecare. Se negociază între bancă și aspirantul către un credit și, evident, taxele adiacente sunt mult mai puține și mult mai mici. La noi este o politică de spoliere a cetățeanului care accesează un credit să fie un lucru. Ceea ce nu este într-adevăr corect. Ori atâta timp cât aceeași bancă practică în Germania o dobândă de 2% la un credit ipotecar, nu poate veni în România să practice o dobândă de 5%. De și la un venit mediu de 2000 de euro față de venitul nostru mediu care este undeva la 500 de euro. Știi ce trebuie să eradicăm noi? În primul rând, birocrația. Da. Uite, o chestie acum bine venită. Am înțeles că s-a făcut o propunere legislativă ca persoanelor care au împlinit deja 25 de ani valabilitatea pașaportului să fie, să aibă 10 ani, nu 5 ani, cum e în prezent. Ceea ce bine, nu să mai fie. Dar când mergi să matriculezi o mașină, să faci un pașaport, să-ți faci buletinul, bine, am înțeles că la buletin acum se plătește direct acolo, păi, exact, într-un singur loc să plătești și să... Corect, să nu mai fie obligat să stăm, merg la 10 locuri diferite și să plătească 3 taxe pentru un singur așa act. Așa de greu, măi. Da. Asta vizează și taxele judiciare de timbru, care se plătesc în diferite locuri, inclusiv la domiciliu reclamantului, care poate fi într-un colț al țării, de trebuie omul să-și trimită prin poștă chitanța în original, corect, ceea ce mi se pare mie excesiv. Mi se pare, adică e o dificultate pentru cetățean. Cetățeanul poate accesează serviciu printr-o conversație telefonică, prin e-mail cu un avocat, corect, și poate vira avocatul în cont să plătească pentru a nu se mai deplasa la Direcția de Impozite și Taxe din Târgoviște ca să plătească o taxă de timbru pentru un proces în Alba Iulia. Poate suntem exagerați și trebuie să existe și o stabilitate legislativă. Și oficii, scuză-mă, că vreau, vorea mea, nu, n-am înțeles niciodată de ce în incinta tribunalelor nu există un serviciu fiscal unde omul, dacă vrea să se ducă să-și depună acțiunea, să-și poate plăti și taxa acolo. Corect, cu atât mai mult cu cât admiterea acțiunii este condiționată de achitarea taxei de timbru. Ori riști să-ți fie anulată cererea pe motiv de neplata a taxei, care câteodată este 20 de lei, 50 de lei, vorbim de sume derizorii. Și omul trebuie să-și ia liber de la serviciu în ziua respectivă, da, ca să poată să se ducă la serviciu fiscal care are un program delimitat și totdeauna între 8 și 4, niciodată după amiază, ca să plătească o taxă de timbru care, sigur, se dau de azi legi pe bandă rulantă. Uite, 262 de legi anul 2017. Am spus, eliminând ordonanțele, ordinele, hotărârile de guvern, numai ce s-a dat de Parlament. 252-2016, 358-2015, 187-2014, 384-2013, pe așa, pe ultimii 5 ani. Avem o dinamică legislativă de noi, care lucrăm cu legea, nu ținem pasul. Exact. Da, este foarte greu pentru noi, adevărat. Păi, frate, mai ales în domeniul fiscal, nu mai zic. Apropo de aceasta, domnul Bacu a avut dreptate, am verificat și există un studiu făcut în acest sens pe țările din Europa Centrală și de Est,
care spune că România se situează pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc în ceea ce privește numărul de legi adoptate. Deci, da? din toată Europa Centrală și de Est, noi suntem țara cu cele mai multe modificări din anul 2017 și deținem acest pole position de 4 ani. Și eu găsesc aici și o explicație, dincolo de faptul că e nesănătos pentru profesioniștii dreptului, în primul rând, și pentru cetățeni să se modifice legile, dar a fost în ultimii 4 ani un salt economic. Saltul economic a însemnat schimbarea standardelor și modificarea unor raporturi între politica salarială, în ceea ce privește repartizarea și evaluarea forței de muncă. Au crescut foarte mult veniturile în sistemul bugetar, ceea ce cel mai probabil va necesita revenirea în țara medicilor, a inginerilor, a oamenilor care se duceau să muncească în străinătate pentru venituri mult mai bune. Deci e o dinamică firească. Cresc, se modifică societatea, se modifică raporturile în societate și implicit trebuie să modificate și legile. Ideea este ca modificările să se oprească. Exact, și să fie totuși să o modificare moderată și să existe un curs al o cursivitate a ideilor de guvernare. Indiferent ce partid politic se află la guvernare, nu trebuie neapărat să dovedească că el vine cu ceva mai bun și ceea ce a făcut cel anterior este automat greșit, și prost se făcut tot. Și se schimbe în totalitate. Deci cei care sunt la conducere trebuie să vadă ce este pozitiv pentru țară, ce este pozitiv pentru cetățean și să facă abstracție de sursa care a generat sau a inițiat un proiect legislativ. Și aici aș vrea să mă refer puțin și la organul care inițiază legile și vorbeam de imixtiunea statului, puterilor în stat. Parlamentul este cel care în mod normal trebuie să legifereze. Exact, este organul care legiferează legile în țară. Ori, tot conform acestui studiu, se constată că 3 din 4 legi au fost inițiate de guvern. Și din nou, în Europa Centrală și de Est, suntem țara care are inițiativă legislativă din partea guvernului mai mare decât o are însuși organul legislativ. Asta demonstrează faptul că parlamentarii nu-și cunosc locul și rolul, că partidul care în general câștigă alegerile nu înțelege că de fapt trebuie să gestioneze niște servicii publice, nu să impună niște privilegii sau niște nevoi ale liderilor. Și asta ține tot de exercițiu democratic, dar deci odată cu stabilizarea ponderat, raporturilor politice, cu diminuarea numărului de partide politice și menținerea doi poli de putere, zic eu, o centru stânga cu o dreaptă și cu o conștientizare a parlamentarilor că rolul lor nu e de a răspunde pozitiv la solicitările partidului din care fac parte, ci de a construi în partidul din care fac parte, va elimina, zic eu, și modificările și această viziune centralistă a statului. Asta vreau să le zic eu dragilor politicieni, să încerce, așa cum au promis în campaniile electorale, că vor fi în slujba cetățeanului, acesta e sloganul, hai să dăm dovadă, nu mai vorbe, să lăsăm demagogia, să trecem la fapte. În primul rând, să avem acea stabilitate legislativă, nu cum vine un ministru, de exemplu, la învățământ. Fiecare ministru vine cu programa lui. Deci, eu constat că, de exemplu, ce făcea fiica mea în a șasea, de exemplu, face fiul meu în a șaptea. Sau, mă rog, acum, bine, fiul meu în a șasea. Mă rog, am dat exemplu. Deci, s-au schimbat anii de... S-au schimbat programa, materiile, au venit cu alte materii. Apropo de schimbări, ceea ce spui tu, aceste modificări, să luăm domeniul învățământului, nu sunt adaptate în funcție de nevoile copilului. Adică nu-i învățăm lucruri practice de care au nevoie în viață, ci mergem pe același șablon de memorare și de standardizare a tuturor elevilor, pe când cel puțin în ceea ce privește învățământul, din punctul meu de vedere, trebuie fiecare copil are ceva bun. Fiecare copil are o înclinație înspre ceva. Sistemul de învățământ trebuie în primul rând orientat să fie adaptat însușirilor și calităților fiecărui elev în parte și să îi se permită să se dezvolte și ulterior ca și adult să facă o meserie sau să ocupe o profesie care îi se potrivește. Și trebuie decongestionată programa.
Trebuie cât mai mult să învețe către vocație. Corect. Eu aș reimplementa acele examene de admitere la liceu, la facultate, nu mergi mai pe medii, trebuie să-l chimii pe copilul ăla, dacă nu îi place chimia, să fie stresat, că trebuie să tragă tare la chimie, pentru că... Ca să poată intra la un liceu bun. Da, contează la media generală. Nu, domnule, lasă-l fiecare să se orienteze spre ceva, dar decongestionează, cum am spus, programa, investește în medicină. Îmi vine în minte acei doi celebri neurochirurgi care au plecat din București, că n-aveau aparatură, au solicitat aparatură și erau singuri în țară care puteau face o astfel de operație. Și nu puteau rezolva urgențele în timp util. Da. Corect. Deci, băi, nu se poate. Un stat puternic este, în primul rând, un stat sănătos și un stat cu educație. Deci, sănătatea și învățământul, cred eu că sunt două linii majore pe care statul ar trebui să le dezvolte și în care să investească și să stabilească niște strategii realiste și benefice pentru... Cat, că de azi, suntem un popor frumos, deștept. Acum, am zis eu, din păcate, un pic ignorant, egoist. Trebuie să învățăm să lucrăm în echipă. Da. Trebuie să nu... Fim invidioși că vecinul și-a luat nu știu ce mașină și din potrivă să ne bucurăm, pentru că da, doamne, uite, înseamnă că merge ceva bine în țara asta dacă a putut să facă treaba asta și să devenim în general altruiști. Cred că rolul acesta, mă scuz că te întrerup, dar rolul acesta de educare revine fiecăruia în parte. Da, pornește de la familie, corect. Se extinde la nivelul învățământului în timpul școlii, în timpul facultății, dar ulterior și societatea face educație. Și foarte important din punctul meu de vedere este rolul mass mediei. Da. În formarea caracterelor, în formarea... tinerilor care în adolescență au nevoie de modele. Eu nu am văzut la televizor, la nici un post de televiziune, un model de urmat, atât pentru femei cât și pentru bărbați. Model de principii, de corectitudine, de onestitate. Deci fiecare, ce spuneai tu, Angelica, la început, fiecare trebuie să ne responsabilizăm. Fiecare în parte trebuie să conștientizeze că suntem o forță în acest stat. Fiecare din noi putem face o schimbare și să o facem în bine. Să promovăm țara noastră, să atragem oameni, să fim mândri. Sunt mulți care merg în străinătate și le rușine să spună că e român. S-a mai diminuat sentimentul ăsta. Poate pe măsură ce statul s-a dezvoltat și percepția despre cetățenii români care au performat în diferite domenii în străinătate a crescut. Dar totul pleacă și de la autoevaluare. Atâta timp cât te evaluezi corect și faci diferența ca politică națională și ca cetățean în mediul tău individual de viață și de muncă. Atâta timp cât te evaluezi corect și te evaluezi pozitiv, nu negativ, atâta timp cât spui că România este reputată pentru sportivi de elită, medici de elită, profesori de elită, avocați de elită, ingineri de elită, arhitecți de elită, așa mai departe, nu datorită unor infracțiuni săvârșite de anumiți cetățeni care, sigur, se regăsesc și în alte societăți, nu numai la noi, atunci percepția despre tine ca aparținător al unei societăți frumoase, dezvoltate, performante, crește. Dar asta ține de fiecare dintre noi, să ne evaluăm corect și să evaluăm pozitiv, nu negativ. Și există și o răutate din exterior, eu știu, care au situații, când au venit fotoreporteri de la diferite ziare sau televiziuni străine și filmau și pozau gunoaiele, ghetourile, copiii lăsați pe stradă, la cerșit și de aceea e percepția aia. Ori noi românii când mergem dincolo pozăm numai ce-i frumos și promovăm. De asta am și spus, rolul mass media. Și mass media trebuie să-și asume acest rol de educare. Exact, și să le arătăm. Mulți când vin, zice, domnule, eu cred că noi sunteți un popor mai... Deci vin cu teamă, știi? Să cam uită la borsetă, la buzunar și pac, când văd că românul nu e așa, românul e omenos, îi primește în casă, e cald. De ce vin mulți la sărbători, vin la noi? Pentru că la noi sunt tradiții. Eu chiar vorbeam cu un prieten din Germania, zic, nu, ce faci, nu mergi cu colinda? Nu este așa ceva. Dar cineva a venit, am avut o trupă așa de colindă, soțul fiind englez, n-a venit, că nu-i învăța cu așa ceva. Ei, vezi, ne avem încă tradiții, obiceiuri. Și le practicăm și ne simțim legați de ele. Fii mândri, avem o diversitate a folclorului extraordinară. Băi, dar trebuie să conștientizăm ce avem, fraților. Treziți-vă odată și conștientizați
că noi suntem bogați Europei. Efectiv, suntem bogați Europei. Și să fim mândri de chestia asta și să încercăm ca bogăția asta să o transpunem în actele, în faptele noastre, să încercăm să arătăm că cei care merg și sunt condamnați dincolo sunt niște elemente antisociale care se regăsesc în fiecare stat. Izolate, bineînțeles, și că genul proxima țării sunt oameni ca noi. Ei, acum că ne apropiem de final, gata, gătăm cu criticile, hai să revenim la optimism. Per ansamblu, da, eu zic că legile per ansamblu sunt legi bune, la nivelul anului 2017. Va să vedem ce va fi cu pachetul ăsta legislativ, celebrele legi ale justiției, unde se va ajunge. Ce urați voi pentru 2018, telespectatorilor? Codruță. Le urez telespectatorilor să aibă multă sănătate, să aibă înțelepciune, să aibă moderație în toate și, cum ai spus tu, să fim bucuroși că suntem români și că avem lucruri care sunt frumoase. Atât noi ca cetățeni în parte, cât și noi ca țară, ca popor. Sărbători fericite și un an nou mai bun! Eu de asemenea doresc telespectatorilor noștri și nouă multă sănătate, e cea mai importantă, credință, optimism, dorință de autoprogres și progres social și implicit înțelepciunea de a armoniza propriile calități cu calitățile celorlalți. Un an nou fericit, cu sănătate și sărbători binecuvântate tuturor celor care ne-au urmărit în această emisiune. Eu, dragi telespectatori, vă doresc ceea ce îmi doresc și mie, să vă umple Bunul Dumnezeu trupul cu sănătate, sufletul cu fericire și iubire, iar mintea cu înțelepciune, în special politicienilor, și să conștientizăm, așa cum am spus, că avem bogății nenumărate, numai să le punem în practică și să respectăm ceea ce avem. La mulți ani, dragi telespectatori, să ne reîntâlnim cu bine în anul 2018. Mulțumesc.